Astăzi am ales să stăm de vorbă cu doamna dr. Brăgău Maria, medic primar psihiatru în cadrul Serviciului Județean de Medicină Legală Buzău. Am ales să discutăm despre anxietate, ce este anxietatea, care sunt simptomele și cum se tratează. Doamna doctor, vreau să vă întreb, tot mai multe persoane au nevoie de ajutor pentru tulburările de anxietate. Cum vedeți dumneavoastră acest fenomen? Anxietatea este cea mai frecventă afecțiune psihiatrică. Personal am observat o creștere a incidenței tulburărilor de anxietate post-COVID. În general, femeile sunt mai afectate decât bărbații, prevalența fiind în jur de 30% pentru femei de-a lungul vieții, iar pentru bărbați în jur de 19-20%. Cele mai frecvente forme clinice de anxietate sunt fobiile, tulburarea de panică cu sau fără agorafobie și tulburarea de anxietate generalizată. Vârsta medie de debut este adolescența și adultul tânăr pentru majoritatea formelor de anxietate. În schimb, fobia este destul de frecventă și la copii cu vârste între 8 și 15 ani. Ce este anxietatea și cum o recunoaștem? Trebuie să facem distinție între anxietatea normală și anxietatea patologică. Anxietatea normală apare ca un răspuns tranzitoriu la experiențe noi, anticipate sau consumate, la schimbări, la stres. Aceasta are un caracter adaptativ, pregătește, amorsează mecanismele de coping și este o experiență subiectivă comună. Anxietatea patologică este un răspuns inadecvat la un stimul dat, sau anticipat, real sau imaginar. Este intensă, persistentă și depășește capacitatea individului de a se adapta și poate deveni invalidantă. Care este diferența dintre frică și anxietate? Bună întrebare. Anxietatea este teama fără motiv, fără obiect. Pe când frica este acea teamă cu obiect. Care sunt simptomele tulburării de anxietate? Simptomele tulburării de anxietate pot fi psihice sau somatice. Cele somatice sunt cele mai frecvente și pot fi amețeli, transpirații, palpitații, dureri toracice, neliniște psihomotorie, tremor, parestezii sau amorțeli la nivelul extremităților, puls accelerat, durerea epigastrice sau palpitații în stomac, simptome urinare, sunt variate. Există mai multe tipuri de anxietate? Sigur că da, clinic sunt mai multe forme de anxietate și anume tulburarea de panică, tulburarea fobică, cu fobiile simple, agorafobia și fobia socială, tulburarea de anxietate generalizate, tulburarea obsesiv-compulsivă și tulburarea de stres post-traumatic. Aș aminti aici la tulburarea de panică, care este o anxietate paroxistică, episodică și care se caracterizează prin apariția de atacuri de panică spontane și recurente. Aș aminti acest atac de panică. Ce este atacul de panică, care este destul de frecvent și cu care se pot întâlni și alți colegi de alte specialități. Atacul de panică apare brusc, spontan, pe cer senin, fără un trigger, și atinge o intensitate maximă în cel mult 10 minute și care asociază cel puțin 4 simptome din următoarele. Simptome cardiace, cum ar fi palpitații, disconfort toracic, bătăi puternice ale inimii, simptome respiratorii, lipsă de aer, senzație de sufocare, hiperventilație sau simptome digestive, greață, disconfort abdominal, diaree, simptome vegetative, transpirații, frisoane, valuri de căldură și simptome neurologice, amorțeli, parestezii, vertigini, lipotimii, senzație de cap gol. Există și simptome psihice, teama de a nebuni, de a pierde controlul, de a muri chiar, de realizare și de depersonalizare. Doamna doctor, acum în încheiere aș vrea să vă întreb legat de tratamentul anxietății. Care este tratamentul recomandat pentru anxietate?
Anxietatea, tulburările de anxietate sunt afecțiuni cronice, dar care tratate au un prognostic excelent. În medie, tratamentul este de aproximativ 6 luni, bineînțeles cu variații în funcție de răspunsul terapeutic individual și de forma clinică de anxietate. Tratamentul constă într-o abordare farmacologică și psihoterapie. Tratamentul farmacologic de primă linie recomandat este asocierea unui inhibitor specific de recaptare a serotoninei cu o benzodiazepină, iar tratamentul psihoterapeutic, cele mai recomandate forme sunt terapia suportivă, în care terapeutul asistă pacientul în testarea realității și poate să ofere sfaturi pentru a schimba comportamentul, terapia comportamentală. Tehnicile includ reîntărirea pozitivă și negativă, relaxarea, automonitorizarea, hipnoza, tehnici de relaxare și terapia cognitivă, în care tratamentul este mai de scurtă durată, cu este interactiv, cu teme pentru acasă, pentru pacient și sunt focalizate asupra corectării presupunerilor cogniților distorsionate. Răspunsul pacienților tratați cu terapie farmacologică și psihoterapie este semnificativ.